În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre, să slăvească pe Dumnezeu cel din cer. Iubiți credincioși, astăzi prăznuim pe cei trei mari dascăli lumii și ierarhii, așa cum îi numește Sfânta Biserică, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Ei sunt pomeniți și în cursul anului separat, dar pentru a arăta Sfinții Părinți că învățătura lor a fost una unitară, această zi de 30 ianuarie este păstrată pentru a-i pomeni pe toți la un loc. Sfinții mari dascăli lumii și ierarhi, așa cum i-au numit Sfinții Părinți, sunt într-adevăr niște trăitori în secolul al IV-lea, iar dacă v-aș spune că sunt modele de învățământ, modele de viață, modele de, acum mai nou, de implementare a unor tendințe, m-aș încadra într-o turmă de vorbitori de limbaj de lemn și am să las deoparte această situație. Într-o lume în care toți se tem și mai ales se vaietă nefondat că nu avem modele, am să vă vorbesc astăzi despre adevăratele modele. Totul în mintea mea a pornit de la un lucru foarte frumos pe care Părintele Arsenie mi l-a spus odată. Ce tată a venit la mine o femeie și era atât de preocupată că vrea să facă ceva duhovnicesc, încât m-a impresionat pur și simplu și întrebarea a fost directă a ei către mine. Părinte, ce să fac? Învățați-mă, astfel încât Maica Domnului să-mi fie mamă. Și Părintele a răspuns foarte simplu. Străduiește-te să fii tu o fiică. De aici mi-am dat seama că adevăratele modele nu sunt în celălalt, nu trebuie să le căutăm, ele sunt în noi. Și anume, modelul de tată este modelul de copil pe care ne străduim să îl avem în noi. Dacă vom avea grijă să fim niște copii, cum ne-ar face plăcere să avem niște copii, deja postulează un principiu. Dacă vrei ceva deosebit, așează-te în partea cealaltă. Am mai avut câteva intervenții pe tema aceasta când vă vorbeam despre decalog. Decalogul este un set de norme de conviețuire, nu-mi place să le spun porunci, pentru că nu sunt, chiar nu sunt porunci. Sunt niște norme de conviețuire. Ne învață cum să trăim frumos, să nu furi, de exemplu. Nu este o poruncă, este un mod de viață. Dacă o trăim ca poruncă, ne vom strădui toată viața să o facem astfel încât să nu ne prindă nimeni. Dacă e poruncă, te gândești să nu primești pedeapsă. Dar dacă este mod de viață, să nu furi, asta deja nu te mai trimite cu gândul că trebuie să faci ce îi face numai să nu fii prins. Nu, e un mod de viață. Nu fur și atât. A nu da mărturie mincinoasă despre cineva. La fel, nu e o poruncă, este un mod de viață. Așa trebuie să trăim. Dacă însă avem percepția că acest principiu este o poruncă, cu siguranță că mintea noastră ar merge în altă parte. Să nu fiu prins că am dat mărturie mincinoasă, să mă ascund, să fiu primul care vorbesc de rău, că întotdeauna șeful îl ascultă numai pe primul care vine, al doilea nu mai are nicio valoare? Nu. Asta ar fi dacă în mintea noastră ar fi poruncă, dar dacă e mod de viață, nu ne mai ascunde după degete. Și atunci să mergem mai departe. Modelul este în noi pentru că Mântuitorul ne spune astăzi un lucru foarte simplu, dar trebuie să mergem puțin mai la adânc. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre să slăvească pe Dumnezeu cel din ceruri. Înseamnă că lumina este în noi.
așa să strălucească lumina voastră. Înseamnă că lumina pe care mulți o caută în afară, lumină ca model, lumină ca mod de a gestiona anumite situații, este în noi. Bineînțeles că este în noi. Nu este în noi strălucirea divină, nu este în noi suflarea de viață, este în noi. Lumina aceasta face diferența între lumea animală și lumea umană. Lumina aceea însă este în noi, dar Mântuitorul ne avertizează că trebuie să o arătăm în lume, să o arătăm oamenilor, ca ei să, văzând lumina noastră, să-L vadă de fapt pe Dumnezeu din noi. Când, de exemplu, vedeți pe un om care pur și simplu, fără să-i solicitați un ajutor, vine și vă dă concursul în anumită împrejurare, vă întrebați, da, ce-a pățit? Ei n-a pățit nimic. El a simțit, pur și simplu, să vă vină într-ajutor și v-a venit într-ajutor. Chiar citeam de ună zi un principiu de viață foarte frumos, care pornea de la o întrebare. Ce, imaginați-vă că vă așezați lângă un râu care curge. Întrebați-l. Tu, care tot curgi așa, cu ce crezi că ești folositor oamenilor? Și ne va răspunde râul și vom învăța și noi un lucru extraordinar. Eu nu mă străduiesc să fiu folositor oamenilor. Eu mă străduiesc să fiu un râu. Așa e și cu noi. Dar ne vom strădui să fim pe placul oamenilor sau să-i ajutăm neapărat, n-am făcut nimic. Noi trebuie să ne străduim să fim oameni, ca Dumnezeu, văzând umanitatea din noi, să-L slăvească pe Cel care ne-a clădit, ne-a zidit și ne-a încurajat să rămânem cu această umanitate în noi. Nu avem nevoie să facem lucruri, așa zis, extraordinare. Pentru că inclusiv termenul de extraordinar înseamnă în afara ordinii firești. Nu ni se cere să facem lucruri care nu sunt în firea noastră. Ni se cere numai să facem ceea ce simțim noi că suntem datori să facem. Datori nu față de societate, față de conștiința noastră. Pentru că dacă ne vom raporta la societate, la șeful, la soție, la familie și așa mai departe, nu vom mai fi sinceri niciodată. De ce? Păi în fața șefului trebuie să stai numai drept. În fața soției trebuie să execuți ceea ce primești ca ordin. În fața copiilor nu o să fii niciodată altfel decât trebuie să fii, adică bun. Dar aceste lucruri pot să fie făcute, dar nu ca ceva în sine sau prin sine, ci ca un efect al faptului că ne străduim să fim oameni. Nu ne străduim să arătăm bine, nu ne străduim să avem o imagine impecabilă, ci ne străduim să fim oameni. Iubiți credincioși, să revenim la modelele noastre. Să o luăm ușor, ușor pedagogic. Și anume, vrem să avem un profesor bun. Haideți să ne așezăm în partea cealaltă. Lăsăm catedra la mijloc și trecem în partea cealaltă. Eu de la catedră, cum aș vrea să am elevul pentru care să fiu bun? Și atunci mă întorc înapoi în bancă, unde mi-e locul, și mă străduiesc să-mi fiu eu însumi mie model și să mă fac un elev deosebit, de sârguincios, de serios, de educat și de disciplinat, astfel încât profesorul din fața mea să fie mulțumit că are un așa elev. Și atunci eu voi primi modelul. Oricine va fi în fața mea, va fi un model de profesor. Vrem să fim niște copii buni. Hai să vedem cum putem să facem asta. Ne ducem la calitatea imediat superioară, adică la părinte, și ne punem în locul lui. Și atunci, din partea cealaltă, întotdeauna se vede lucru care trebuie să fie făcut. Dar nu ca poruncă, ca mod de viață. Dacă o primim ca poruncă, iar e un lucru care ne apasă, ne stresează, ne raportează la lucruri care nu sunt veșnice, pentru că la un moment dat cel de lângă noi
poate să vrea ceva, apoi altă zi să vrea altceva și atunci noi suntem bulversați. Nu, ca mod de viață nimic nu se schimbă. Ca mod de viață, dacă ești bun, nu ți se cere numai într-o zi să fii bun, trebuie să fii bun tot timpul. Dacă ne-am raportat la ceva social, să fii bun, de exemplu, este să ai o anumită conduită morală față de cei care au nevoie de tine. Bun, și atunci poți să faci, dacă te raportezi așa, un exces de zel. Să te duci și peste cei care n-au nevoie și nu te-au întrebat nimic. Să te duci peste ei și la un moment dat să le răpești chiar libertatea. Nu, nu lasă că fac eu. Nici asta nu-i bine. Bunătatea trebuie să fie în noi o calitate care să decurgă din dorința noastră de a fi firești. Și atunci să revenim la părinte și la copil. Vrem să fim copil bun? Ne uităm la părinte. Mă, dar ce nu-i place lui tata sau ce ar face plăcere lui tata să fac eu în calitate de copil ca să văd cam ce înseamnă pentru mine să fiu și eu un părinte deosebit. În acest transfer de locuri se șlefuiește ființa umană din noi și învățăm câte ceva. V-am spus și altă dată, îmi pare rău că nu e și soția de față ca să audă și ea că nu vorbesc de rău când nu e de față, dar pedagogic vorbind vă spun ca să știți. În momentul în care era necăjită că nu mai sunaseră fetele noastre când erau într-o perioadă de adolescență așa și erau pe la diverse activități, zic, dar ce-i așa supărată, mă duc eu acasă? Ce nu m-au sunat fetele de vreo două ore, nu știu de ele? Zic, dar tu pe mama ta când ai sunat-o ultima dată? Nu mă iartă nici acum pentru vorba asta, dar vreau să vă spun că întotdeauna când cerem ceva, să ne raportăm în partea cealaltă. În momentul în care acum vreți să vă stresați copilul cu un telefon, gândiți-vă la vorba mea. Sunați-l întâi pe părintele vostru. Întâi mulțumiți dacă trăiește, că e bine. Și atunci să vă dați seama că ceea ce cereți nu e chiar atât de simplu cum credeați. Că la un moment dat vine copilul, băi, dar nu mai suna și tu. Măi, nu e chiar așa de simplu să te sună. Și atunci, modelul de care vă spuneam, că nu e nevoie să fie în exteriorul nostru, trebuie să fie în noi, dar noi trebuie să avem o grijă foarte importantă. Să nu cumva să uităm că toată viața trebuie să-l șlefuim. Acel model nu mai este așa cum aveam noi nevoie. Noi înșine nu avem nevoie de un model pe care îl găsim acum. Sau nu mai avem nevoie de modelul pe care l-am șlefuit cu 10-15 ani în urmă. Nu. Modelul se updatează cum updatează copiii ăștia cât un iPhone. De polo, polo, de la 5 la 6, de la 6 la 7. Trebuie să știm că tot timpul modelul se raportează la noi, nu la ideal. La ceea ce putem noi să facem. Pentru că dacă ne-am alege ca target un model pe care nimeni nu-l poate atinge, să zicem modelul ideal, modelul social, utopia, nu ajută pe nimeni lucrul acesta. Pentru că deja din start știm că nimeni nu o să-l ajungă și atunci rămânem așa cu niște copii care zicem, bă, n-am avut și eu profesorul pe care am vrut să-l am. Eu toată viața, să știți că mi-am dorit un profesor căruia să-i pot pune întrebări, fără teama ca acea întrebare să-l găsească nepregătit și să se repercusioneze asupra mea. N-am găsit, vă spun, n-am găsit. Dar ce am făcut? Toată viața mi-am dorit să fiu acel profesor pe care nu l-am avut. Și câțiva chiar de aici sunt și martori că m-am străduit în viața aceasta să creez un spațiu de sinceritate în care studentul să-mi adreseze o întrebare la care eu însumi câteodată să-i spun, mă voi informa și data viitoare spun. Am vrut să am un soi de bunici și un soi de părinți pe care trebuie să mărturisesc, nu i-am avut așa cum în idealul ăsta al meu de copil vroia să-i aibă. Dar copilul ăla este cel care mă trage acum de mânecă atunci când simt că aș putea să fac pentru copilul meu sau pentru nepoata mea ceva și nu am făcut așa cum știu eu că mi-aș fi dorit
să primesc atunci când eram la vârsta copilului sau a nepoatei mele. Și atunci unde este modelul? Modelul este în noi. Să avem grijă însă ca lumina, despre care chiar Hristos astăzi spune, să nu fie pusă sub obroc, adică aprinzi o lumânare și o duci în spatele canapelei. De ce? Ca să vadă toată lumea. Ce să vadă toată lumea? Nu mai vede nimic. Noi avem modelul în noi, dar trebuie să-l ținem treaz. Și așa cum v-am mai spus și altă dată, copilul acela din noi, care încă mai plânge că n-am făcut noi dreptatea pe care credeam noi că o instaurăm în viață, când eram mici, copilul ăla ne trage de mânecă, să știți. Numai că noi avem brațul atât de puternic încât putem să-l dăm peste cap pe copilul ăla din noi și să plângă degeaba. Dar avem și șansa că atunci când simțim o mișcare de-a copilului că ne trage de mânecă, să și răspundem. Iubiți credincioși, modelele nu sunt departe de noi. Dacă ne raportăm, de exemplu, la Sfinții Mari Dascăle Lumii și Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, să nu credeți că trebuie să luăm fix modelul pe care ei l-au săvârșit și l-au avut în viață atunci, pe deasupra. Nu, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare a făcut primele vasiliade, s-au numit după numele lui, primele spitale, primele bolnițe, primele așezământe filantropice. Păi copii, dacă eu m-aș apuca să fac așa ceva acum, în idealismul ăsta de a ajunge sau de a depăși, bineînțeles, cum e mândria, imediat te așează departe de realitate, să fac ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare, aș încurca lucrurile. Aș mânca pâinea primăriei. Aș mânca pâinea unor asistenți sociali. Nu, eu trebuie să iau Duhul. De ce a făcut Sfântul Vasile cel Mare aceste așezăminte? Unu, pentru că nu erau, doi, pentru că era nevoie de ele. Trei, pentru că nu s-a băgat peste nimeni să-i dea peste mână. Băi, aici, stai că fac eu acum. Modelul trebuie nu copiat, trebuie urmat. Adică, nu te duci după model așa cum se duc bieții somnambuli, de-i găsești pe garduri și pe construcții pe care nu știe nimeni cum au ajuns, că e lună plină. Asta nu înseamnă să te duci după model. După model, trebuie să știi că te duci cu mijloacele tale, te duci cu posibilitățile tale și cu firea ta. Nu trebuie acum să luptăm împotriva firii noastre. De exemplu, dacă ești un somniac, bă, tată, îți place să dormi, asta este. Bă, nu te apuca să îl iei pe Sfântul Antonie cel Mare, care dormea numai 2 ore pe noapte. Trebuie să ne raportăm la ceea ce putem firesc. Orice depășește granița firescului devine o corvoadă pentru noi și fiți atenți aici. Aici se poate face o confuzie între poruncă și mod de viață. Dacă ți se poruncește să faci ceva, de exemplu, la locul de muncă, în fișa postului, trebuie inclusiv să ținem cont de datul nostru firesc. Dom'le, eu pasta pot să o fac. Uite, pasta altă o pot face și pentru vreo 2-3 colegi, dar să știți că sunt vreo 2-3 situații în postul meu pe care nu pot să le fac. Dați-le la altul. Am fost și eu, să știți, 9 luni de zile într-o funcție de asta de birou și la un moment dat mi-am dat seama că nu sunt pentru birou, ceea ce bănuiam eu mai de mult. Și m-am dus și le-am spus, eu nu pot să fac lucrul acesta. De ce? Nu pot să stau într-un singur loc dacă nu am de lucru tot timpul. Eu nu înțeleg ce înseamnă să stai de la 8 la 16 pentru un loc, numai așa că nu s-a făcut ora 16 să pleci. Dacă nu am de lucru, vă pomeniți cu biroul ăsta gol. Prima dată au crezut că ceva nu e în regulă cu mine și m-au urmărit și, într-adevăr, cam până la 12:30, 1, plecam. Și a doua zi o luam de la capăt. Dar de ce ai plecat? Pentru că am plecat la ora 1, că nu mai aveam de lucru. Ce, nu există așa ceva. Ei, vedeți, asta e diferența între mine și dumneavoastră. Dumneavoastră înțelegeți că trebuie să stați aici, că poate vine ceva de lucru sau poate nu vine, dar trebuie să stați aici. Eu asta nu înțeleg. Când nu am de lucru, mă duc eu și îmi caut. Sau eu am de lucru, dar nenormat, la nivelul la care se face un normator din punct de vedere al funcționarului. Nu pot. Dar măcar a fost sincer. Și știți cum a fost
răspătit această sinceritate a mea? Foarte bine. Mi-au dat altceva de lucru. Adică m-au lăsat să fac ceea ce știam eu că dau randament mai mult. Iubiți credincioși, să nu vă temeți de sinceritate niciodată. Deși pe termen scurt, poate că vom avea cei care suntem mai naivi, hai să spunem mai frumos. Pe termen scurt, dacă avem ceva de pierdut, și avem câteodată foarte mult, să știți că viața nu e făcută pe termen scurt, e făcută pe termen lung. Și să vedeți că pe termen lung se reglează niște lucruri care așează tot ceea ce înseamnă atitudine. Nu vă temeți de sinceritate. Nu vă temeți de autoevaluare. Să spuneți chiar și șefului, domnule, asta pot să o fac, asta nu pot să o fac. Păi, domnule, că scrie aici, nu știu, găsiți să fac în locul unde știu eu să fac munca a trei oameni, dar asta vă rog eu frumos să o împărțiți cu altul. Se va uita puțin ciudat. Poate că vă va și retrograda. Dar pe termen lung veți rămâne un om sincer. Un om la care se vor raporta și încet, încet, cu siguranță se va găsi o soluție. Soluția nu este după o zi, pe alta. Să știți că principiile pe care eu tot mă străduiesc să vi le spun nu sunt unele neverificate sau verificate numai de alții. V-am spus întotdeauna din experiența mea, în sensul că nu mi-am permis să vă spun ceva pe care dumneavoastră să-l constatați într-un fel sau un alt fel. Dacă nu vă iese ce vă spun eu, știți că există niște emisiuni pe la televizor ce a nu face acestea acasă sau când sunteți singuri. Eu vă spun că ceea ce vă învăț nu e nimic trucat. Este pur și simplu experimentat de mine. Am luat foarte multe bobârnace pe multe teme pe care vi le-am spus, dar v-am spus pe termen lung, nu pe termen scurt. Nu vreau cineva să mă urmărească de la o săptămână la alta. Nu, vreau să mă urmărească de la începutul vieții mele până la sfârșit. Și așa o să ajungă totuși să spună, mă, să știți că a avut niște principii bune și a trăit frumos. Pentru că a trăit frumos nu poate să fie cuantificabil de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta. A trăi frumos este pe toată viața. Dacă a trăi frumos înseamnă să dai bine într-o săptămână sau în alta, asta nu înseamnă a trăi frumos. A vâna înseamnă. A vâna bunăvoința celorlalți, a vâna așezarea unei poziții mai înalte. Asta înseamnă să trăiești după o zi pe alta. Dar noi vrem să trăim frumos toată viața. De aceea, eu îmi permit în fața dumneavoastră să-L rog pe Bunul Dumnezeu ca prin Sfinții trei mari deascări lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, să ne trimită la noi înșine, să ne trimită o oglindă în care să ne vedem pe noi, pentru că un om care se vede sincer pe el nu poate să nu-L vadă pe Dumnezeu din el, că în fiecare om este o strălucire divină pe care suntem datori să o vedem. Ea există acolo și ea este modelul nostru pe care noi, din păcate, suntem educați să-l căutăm în altă parte. Ne pierdem vremea. Nu mai căutați modele în afară. Le veți găsi înăuntru și mai ales schimbând locul cu acea calitate pe care vreți să o îmbunătățiți. Cum am zis cu copilul, cu mama, cu tata, cum am zis cu profesorul și cu elevul, așa trebuie să fim toată viața, într-un balans între ce mi-ar place mie să primesc și ce ofer celorlalți. Dacă vreți să fiți un soț desăvârșit, așezați-vă în partea cealaltă și întrebați-vă, mă, dar ce vrea ea de la mine sau ce vrea el de la mine? Și atunci ne întoarcem acasă la noi și vedem cum trebuie să ne comportăm ca celălalt să fie mulțumit. Dacă vom avea acest mod de viață în care sinceri vom fi cu dorința ca celălalt să se simtă bine, cu siguranță că am găsit modelul. Pentru că datoria noastră nu este să căutăm modele, ci să fim modele. Acesta este mesajul cu
cu care vreau eu însumi să plec spre casă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.